Fiul și Sfântul Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Citesc din Cartea Vechiului Testament de la 2 Cronici, capitolul 14, câteva versete. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele Dumnezeilor străini și înălțimile și a sărmat și a dărâmat altarele Astartei. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legile și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui și împărăției. A avut pace asupra ei. A zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război și în anii aceia, pentru că Domnul le-a dat odihnă. El a zis lui Iuda, să zidim aceste cetăți și să înconjurăm cu ziduri. Domnul Dumnezeul nostru l-am căutat și El ne-a dat odihnă în toate părțile. Am zidit, dar și am izbutit. Și citesc din Evanghelia de la Luca, pentru că s-a amintit de ziua aceasta însemnată despre botezul Domnului și aș vrea să citesc câteva lucruri pe care le scrie, le consemnează Evanghelistul Luca la începutul propovăduirii lui Ioan Botezătorul. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neged. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgunduroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan a zis dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Voi de nepoți, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă. Avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roade bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns le-a zis, cine are două haine să împartă cu cine n-are una, niciuna. Și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a zis, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îi întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? Și el le-a răspuns, să nu faceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia nu sunt vrednic să-i desleg curea încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânare, iar pleava o va arde într-un loc care nu se va stinge. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem împreună în seara aceasta și au fost mai multe seri în care 4 la număr, dacă stau bine și număr, de când am venit aici împreună ca să stăm în împărtășire cu frații, cu tineri și a fost un timp așa de frumos și au fost 4 zile în care s-a dorit să aprofundeze din scrierile celor care au fost părinții noștri și au fost înaintea noastră, chiar de la începutul. Și am aici
în mâna mea în Cartea Zilei și Adevărul Istoric și a fost prima zi de 12 septembrie 1937, 12-16 februarie 1938 și a fost 7 noiembrie 1976, zile așa de importante care au rămas în istorie consemnate și la care s-a vrut mai multă aplicare. Și în prima zi fratele Viorel chiar a citit sau a amintit despre ce scrie frate Traian pe coperta acestei cărți și e așa de important pentru că e nevoie în vremea aceasta, parcă tot mai mult ca oricând, dacă au fost printre noi în trecut mulți din părinții noștri, ei tot mai puțini astăzi și parcă e tot mai mare nevoie. Atunci, unii din cei care au petrecut cu mai mari noștri, cei care au fost în vremea părintelui, apoi în vremea fratelui Traian, au fost unii din frații noștri care au trăit alături, au văzut mersul lor, au văzut felul lor de lucrare și au făcut dovada și au avut și am avut atâtea mărturii vii printre noi. Dar uitați-vă că timpul trece, zilele se scurg și rămân pentru noi, pentru generații care vin, aceste sfinte scrieri, aceste cărți, cărți de istorie, cărți care nu sunt absolut deloc lipsite de însemnătate, ci sunt de o mare valoare. A fost o istorie care a fost scrisă până la Revoluție. Este o istorie care se scrie de la Revoluție, de la plecarea unui regim ateu, până când Dumnezeu va rânduie lumea în dreptul fiecare dintre noi. Și e așa de important, spune aici frate Traian, a sosit vremea ca fiecare suflet de frate și de soră și fiecare adunare de școală biblică să pună mâna pe aceste adevăruri și să le cerceteze verset cu verset și punct cu punct, pentru a se pătrunde de înțelesul cel mare din ele și să se încredințeze că pentru noi care am fost născuți și zidițe noastre și biserica noastră nu mai este un alt adevăr prin care să putem fi mântuiți decât acesta. Altfel, degeaba am crezut. E referința din 1 Corinteni, capitolul 15. Și m-au uimit versurile acestea pe care și e o provocare pentru noi pe care le-a scris cândva frate Traian și cred că nu la voia întâmplări și în seara aceasta stau ca mărturie în fața noastră și spune frate Traian, stau în poarta veșniciei și aștept ziua de apoi. Chiar și aici nu-mi încetează rugăciunea pentru voi. Sunt aici cu toți ai noștri, transformați în ființe noi. Vă așteptăm cu drag în poartă. Nu vrem raiul fără voi. Ce lucruri mari, ce gânduri, ce idealuri, ce jertfe s-au plătit pentru ca noi, generații care au urmat, care vor urma după ei, să poată să ajungă așa cum au ajuns ei în patria, în Ierusalimul Ceresc. Mă gândeam în Vechiul Testament, după ce omul a căzut în neascultare, după ce omul s-a depărtat de Dumnezeu, a rânduit Dumnezeu un alt om, cu altă chemare, cu un alt strigăt. A fost Noe, care într-o zi a fost chemat, a fost ales pentru că era un om deosebit, un om neprihănit. Și Dumnezeu l-a găsit vrednic să-l cheme să-i încredințeze o lucrare. Și știți toată istoria lui Noe, cum Dumnezeu îl cheamă. Și timp de 120 de ani, omul acesta n-a încetat să strige în fiecare zi, din prima zi până în ziua când a intrat în corabie, încă puțin și va veni potopul, încă puțin și mai există șansă ca cine vrea salvare, cine vrea să fie salvat de mânia care avea să vină, e șansa lui, e ocazia, e ziua aceasta când el se intre în corabie. Și știți ce s-a întâmplat? A intrat în corabie așa cum poruncise Dumnezeu. Dobitoace rând pe rând, Noe cu întreaga lui familie. A venit potopul, au venit arele și au nimicit. A fost o zi. Și ziua aceasta e cu numărul 7 scrie în Genesa când Dumnezeu a vrut ca să îl scoate pe noi din corabie. Dar a fost nevoie de o dovadă. Că ei pot coborâ, pot merge pe pământul pe care a fost atâta urgisie, pământul care a fost un pud de apă. Și în ziua în șaptea îi dat, după multe încercări, îi lăsat un porumbel. Și porumbelul, în ziua șaptea, nu s-a mai întors înapoi. Porumbelul, în ziua șaptea, a avut în gura lui, în ciocul lui, un ramur de măslin. Ca dovadă că mânia lui Dumnezeu s-a oprit, s-a potolit. Mă gândesc la ceea ce trăim noi și ce am trăit noi în vremurile care au trecut, la fel, sunt 97 de ani
mai sunt poate până la 120 de ani, cu aceeași strigare, cu aceeași chemare pentru noi, pentru biserica aceasta. Au trecut 97 de ani de când, cu aceeași chemare, cu aceeași dorință, Dumnezeu a trimis un alt Noe. L-a trimis în vremea noastră, pe Părintele Iosif. Și la fel, ca și Noe, în Vechiul Testament, Noe al nostru, Părintele Iosif, a strigat și la el ca în pustiu. Încă mai este timp, încă mai este har, ca noi și toți ceilalți să înțeleagă și să vină la pocăință. Nu știu dacă anii aceștia care au mai rămas până la 120, cu strigarea aceasta, în biserica aceasta, în corabia aceasta mântuirii, care e biserica noastră, prin oastea Domnului. Nu știu dacă atunci când se vor împline 120 de ani, va veni potopul, va veni sfârșitul. Citim în Cuvântul lui Dumnezeu zilele pe care noi trăim. Spune Sfântul și Marele Apostol Pavel, în zilele din urmă vor fi vremuri rele. Și spune el ce se va întâmpla în zilele din urmă. Dar uitați-vă că Sfântul Ioan Botezătorul, când vine și propovăduiește botezul acesta, când strigă în pustiu și el, puțin au fost din cei care au înțeles strigarea lui, chemarea lui. Au venit rând pe rând atâția oameni, dădeau năvară și, vedeți, am citit aici în Evanghelia de la Luca, acea strigare a lui și acea ocară care a dus-o asupra celor care năvăleau, vineau și ei la Iordan să fie botezați. Și spunea, pui de lepărci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Face dar fapte vrednice de pocăința voastră, apoi veniți la botez, veniți la Iordan. Și au fost rând pe rând, am citit de aici, nu-i timpul în seara aceasta, dar au fost rând pe rând oameni atunci, când au venit la Ioan. Și fiecare pe rând au spus, dar noi ce să facem? Erau interesați în toate păturile sociale, tot felul de oameni din vremea aceea. Erau interesați pentru că au văzut că Ioan nu glumește cu pocăința. Ioan nu glumește cu ceea ce el era chemat să facă cu lucrarea lui. Și ei au fost interesați ce să facă ei. Cred că Ioan acesta, a vorbit fratele Ioan, a fost o altă zi, un alt porumbel. Și astăzi noi am auzit în biserică, la slujbă, despre un alt porumbel, care cu altă chemare, care cu altă ramură, s-a pogorât din cer, de la Dumnezeu. Și asupra, s-a oprit asupra Domnului Iisus la Iordan. Și a spus, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Uitați-vă în istorie, oameni deosebiți, oameni diferiți, dar mesajul a fost același. În zilele acestea, când am stat aici, s-au spus atâtea lucruri. Au fost rând pe rând, în fiecare seară, frații au spus de atâția oameni ca și noi, de atâția tineri ca și voi, care au avut o chemare sfântă, prin care Dumnezeu a vrut să facă lucrare. S-a amintit despre Samson, despre un tânăr care a fost chemat în lucrare, a fost prorocit, a fost dăruit și a fost chemat să facă o slujbă. Și a fost vremea lui când el n-a vrut să împlinească cu sfințenie ceea ce Dumnezeu i-a poruncit. Știți cei care a fost în tabără în ziua a doua, s-a spus despre omul acesta, despre chematul acesta, despre lucrătorul acesta și despre slujba lui. Cum el a ales altceva, a ales să facă altceva, cu totul altceva. S-a îndepărtat de voia de Dumnezeu, de poruncile de Dumnezeu și ați auzit și știm fiecare, citim de judecători, ce s-a întâmplat și care a fost soarta lui. Au fost alți tineri care au spus despre alți tineri ca și noi, ca și voi, într-o altă seară, despre cei trei tineri în cuptorul de foc, într-o altă vreme, într-un alt context, au fost chemați să facă dovada că Dumnezeul în care ei s-au încrezut și Dumnezeul pe care îl slujeau ei e adevăratul Dumnezeu. Și deși au fost într-un popor străin, deși i s-au întins atâtea curse în față, ei au ales să slujească Dumnezeului adevărat. Și s-a amintit despre Daniel și despre ceilalți tineri care nu au vrut să se închineze nici într-un fel cu niciuna din ofertele acelui din vremea aceea, împăratului, acelor care le întindeau atâtea curse. Și au fost atâția, istoria spune, despre atâția tineri, despre atâția copii, despre atâția oameni care atunci când a fost vremea lor, atunci când a fost rândul lor, ei au făcut întocmai, au căutat Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Vechiului Testament și a Noului Testament, spune de atâția tineri care au înțeles să calce întocmai cum au făcut
părinților, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Spune Sfântul Pavel de un tânăr care, din dragoste, spune el, pentru lume de acum, spune despre Dima, m-a părăsit. A avut o chemare, a avut un om mare lângă el. A văzut lucrarea la care a fost chemat Sfântul Pavel. Dar copilul acesta a uitat și, la un moment, zgomotul lumii, a vremurilor în care a trăit, l-a tras spre ea. Eu cred că menirea noastră și venirea voastră în locul acesta e să cunoaștem mai mult. Eu zic pentru noi, au fost 3 zile istorice. Noi trăim la atâția ani distanță de la promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu că nu va mai nimici lumea prin potop. Și uitați-vă, El, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus, a venit, a fost descoperit într-o zi, pentru ca să aducă și să ne aducă fiecare dintre noi mântuirea sufletelor noastre, să ne aducă salvarea și să înțelegem că pentru noi nu e o altă șansă în vremea aceasta. Uitați-vă, au plătit ei, părinții noștri, noi am citit ce chinuri mari au avut ei, cât au avut de suferit, chiar biserica le-a fost ostilă, chiar cei din vremea lor a fost împotriva lor, dar ei au știut în cine s-au încrezut și n-au dat nicio clipă înapoi. Dacă noi suntem astăzi aici, e o mare dovadă că Dumnezeu ne iubește, e că ei au plătit, au plătit greu și suntem noi astăzi chemați în ziua noastră, în ziua aceasta, toți de aici. Nu cred că la voia întâmplării ați ales să fiți aici, că e luni, că e sărbătoare să fim. Eu cred că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. E o vreme atât de bună pentru noi, pentru mântuirea noastră. E o zi a noastră și în ziua aceasta, întrebarea ei, așa cum au făcut-o cei atunci, cei care veneau la Sfântul Ioan Botezătorul. E ziua când noi astăzi, la fel ca și ei, ca și părinții noștri, ca și ceilalți, să stăm înainte de Dumnezeu și în modul cel mai sincer să ne întrebăm, dar noi ce să facem? Uitați-vă atunci când Sfântul Petru, omul acesta care a fost așa de slab, omul acesta care l-a trădat pe Domnul Iisus, atunci când a fost umplut cu putere, atunci când peseia a fost învățat, ceea ce a fost fălăduit din ceruri, omul acesta, Sfântul Petru, la cuvântarea lui într-o zi s-au întors atâtea mii de suflete. Și oamenii veneau rând pe rând întreba, dar noi ce să facem? Eu cred că în ziua aceasta, care e o zi binecuvântată de Dumnezeu și un har că ne-a mai dat Dumnezeu, a rânduit-o pentru noi. E vremea să vedem că acest porumbel al Duhului Sfânt vrea să ne vorbească fiecare dintre noi și să înțelegem și să vedem că El e îndreptat spre Cel care a venit în lumea noastră într-un mod așa de umil. El e Cel care astăzi, prin Evanghelie, prin tot ce am auzit la biserică, prin tot ceea ce știm noi, vrea să ne spună, El, Fiul lui Dumnezeu, venit din ceruri. Uitați-vă, ei, părinții noștri, frații noștri, ați văzut fratele Tăian spune așa de frumos și cu așa mare dorință. Ei nu vreau, cei dinaintea noastră nu doresc ca raiul, ca cerul să fie fără de noi. Dar pentru ca noi să dobândim într-o zi, ca sfârșit al alergării noastre, ceea ce Dumnezeu ne-a promis, e nevoie ca în ziua aceasta, și aceasta e ziua, așa spune psalmistul, pe care a făcut-o Domnul. E o zi a noastră, e o zi de cercetare, când noi nu doar să venim să vedem frumusețea unei tabere, să ne vedem unii cu alții. Aș vrea să înțelegem mai presus că Domnul în această zi, prin cuvântul Său, prin tot ce a fost în zilele acestea, se îndreaptă spre noi și El așteaptă, ca și noi, să stăm în fața Lui. Cu întrebarea aceasta, cu dorința aceasta, pentru că dacă ei ne-au spus, ei nu doresc, e consemnat în cartea Evreilor, ei lor le-a fost făgăduit, dar n-a dorit ca ei să ajungă la răsplătire fără de noi. Ei, mari oameni ale Dumnezeu, care au plătit așa de greu, citiți Evrei 11 și vedeți cât de crunt a fost în vremea lor cei care i-au chinuit, dar n-au dat nicio clipă înapoi. Mă întreb astăzi și aș vrea să ne întrebăm fiecare în modul cel mai serios. Trăim în o altă zi. Poate fi ultima zi a vieții noastre. Poate fi ultima zi a mileniului nostru, a lumii noastre. Noi nu știm ce va fi mâine. Dar dacă avem harul în această zi să fim aici, să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea putere, să înțelegem că astăzi glasul Lui, mâna Lui, ranile Lui, mâinile Lui străpunse și astăzi stau întinse. Să-L vedem pe El blândul mântuitor. S-a cântat la biserică cântarea aceasta Iisuse veșnic rător. Are un mesaj deosebit și o chemare și o dorință ca toți oamenii să înțeleagă acest blând mântuitor
El e gata și astăzi să ierte. El e gata și astăzi să aducă mântuire celor care o caută din toată inima. El astăzi e așa. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, va veni o zi când El va veni ca aspru judecător. Noi nu vrem să speriem. Cuvântul lui Dumnezeu n-aș vrea să fie pentru noi o sperietoare. Nu știm ce va fi mâine pentru noi. Dar să rugăm pe El ca în ziua aceasta, care e ziua rânduită pentru noi, să stăm înaintea Lui, în modul cel mai sincer, uitându-ne cu ce mari preț a fost plătită mântuirea noastră, cu ce mari jertfe au plătit ei ca noi astăzi să stăm în condițiile acestea, ca noi astăzi să dobândim mântuirea, să ne câștigăm mântuirea și să rugăm pe El ca să ne dea putere, să înțelegem că e ziua noastră și întrebarea pe care ar trebui să ne punem toți care vom pleca, nu doar copiii noștri, nu doar cei care au studiat aici, nu cei care s-au plecat spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre spirile din istorie, ci fiecare dintre noi, împreună, fiind o familie, să ne punem întrebarea. Astăzi e strigarea, glasul părintelui de acolo din mormânt, a celor care au plecat, strigă și astăzi. Să ne grăbim, să ne silim. Mai e puțină vreme și rândul nostru și dorința noastră și ar trebui să fie silința noastră de a veni în fața Domnului și ca și cei din Evanghelia de la Luca, cei care au venit în fața Sfântului Ioan Botezător, dar noi ce să facem? Să fie întrebarea pe care să ți-o pui în seara aceasta. E un moment deosebit. Poate fi o cercetare pentru fiecare dintre noi. Poate fi ultima zi, poate fi ultima șansă când noi mai putem sta în fața Dumnezeu și în mintea noastră, în conștiința noastră, în sine noastră, putem să-L întrebăm pe El. Și cu siguranță, noi știm prin Cuvântul lui Dumnezeu, El așteaptă ca noi, toți cei care poate n-am încheiat un legământ cu Dumnezeu, să venim în fața Lui și la fel să-L întrebăm. El e gata să ne învețe, să ne îndrume, să ne călăuzească. Și ceilalți care poate ne-am hotărât de mult timp, ceilalți care poate merge de mult timp pe drumul acesta și poate ne-am obișnuit așa de mult cu adunările, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu sările acestea, pentru că nu îi puțin dacă și noi ne verificăm conștiința și să vedem unde suntem acum la început de an 2020. Ce am promis noi lui Dumnezeu în anii care au trecut până astăzi, în anii care s-au scurt din viața noastră până astăzi, cât i-am făgăduit că îl vom urma, îl vom sluji, că vom face în lucrarea aceasta, în biserica aceasta prin noastră, Domnule, vom face atâtea lucruri și să vedem câte am făcut. Și dacă mai avem har, mai avem vreme, mai sunt zile pentru noi, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca în modul cel mai sincer și să avem dorința cea mai ferminte. Uitați-vă, frate Traian, așa ne-a scris, ei cei care au plătit așa de greu, în vremurile acestea pe care noi trăim, doresc ca, dacă nu e rândul nostru să plătim ceva, măcar să înțelegem că ei ne așteaptă, că ei ne doresc și mântuirea noastră, ca cerul să fie umplut și de noi. Și vă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem și să ne deschidem inima și mintea și să nu amânăm vrăjmașului cel care întotdeauna, așa cum a venit la acea tânără copilă din anii copilăriei și a amânat-o rând prin ea, a zis, ai timp, ai timp, ai timp la bătrânețe. Și când la bătrânețe i-a spus, dacă până astăzi ai făcut, ce rost mai are? Acum e prea târziu. Așa face în dreptul fiecare dintre noi. Vă rog ca să ne dea Domnul putere și să înțelegem că rândul nostru, datoria noastră, o putem face astăzi. Și avem șansa aceasta că astăzi, când e atâta har, când, așa cum au citit frate și au spus, harul lui Dumnezeu care aducea mântuire a fost arătat. Dar e datoria noastră să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să trăim în viața de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.